Pentru pansarea unei escare adânci ce prezintă semne de infecție, situată într-o zonă a corpului care poate veni în contact cu urina și fecalele, asigurați-vă că toate produsele necesare procesului de pansare se află cât mai aproape de pacient pe aleză, astfel încât să vă fie la îndemână în procesul de pansare propriu-zis. După ce rana a fost spălată cu ser fiziologic sau soluție Ringer, primul pas este să ungeți pielea din jurul rănii cu crema protectoare Molicare Skin. Aplicați puțină cremă și întindeți-o bine până când aceasta intră complet în piele. Nu trebuie să rămână cremă albă pe piele. Schimbați apoi mănușile și desfaceți ambalajul pansamentului Atraumana G. Scoateți pansamentul din ambalajul steril, păstrând ambele folii protectoare aplicate. Ajustați-l la dimensiunea rănii dacă este necesar. După îndepărtarea uneia dintre foliile protectoare, aplicați pansamentul pe rană, apoi îndepărtați cealaltă folie protectoare. Acesta se va schimba la fiecare pansare, împreună cu pansamentul Sorbalgon. Peste Atraumana G, aplicați pansamentul Sorbalgon cu ajutorul pensei. Asigurați-vă că întreaga cavitate, inclusiv buzunarele interioare ale rănii, sunt acoperite cu pansament. Pansamentul poate fi menținut pe rană o perioadă mai lungă, până la câteva zile. Acesta trebuie schimbat odată ce acesta s-a transformat complet în gel, putând fi îndepărtat cu ajutorul pensei sterile. Urmele de pansament rămase în cavitatea rănii se îndepărtează cu ușurință prin spălare cu soluție Ringer. Pansamentul Sorbalgon se va fixa apoi cu plasturele hidrofilm. Pentru a aplica în mod corect plasturele hidrofilm, trebuie să îndepărtăm foliile de protecție numerotate pe rând, în ordinea numerelor. Este important ca pașii de îndepărtare a foliilor de protecție să fie întocmai respectați, astfel încât plasturele să nu se lipească de el însuși. Vom îndepărta mai întâi parțial foliile 1 și 2, în așa fel încât partea centrală a plasturelui să acopere pansamentul. Îndepărtăm apoi complet folia 1 și apoi și folia 2. După ce ne asigurăm că plasturele este bine lipit, îndepărtăm pe rând de la exterior foliile numerotate cu numerele 3 și 4. Plasturele hidrofilm trebuie să fie lipit pe aproximativ 2 cm de piele de jur împrejurul pansamentelor. Dacă dimensiunea unui singur hidrofilm nu acoperă bine pansamentul, se pot aplica pe rând 2 plasturi suprapuși parțial în zona centrală.